Salutare și bine v-am găsit, fanilor, la un nou episod din Minecraft Hardcore Survivor cu gazda voastră Puf, ca de obicei, prezent la datorie. De data asta cu earbuds, că tocmai ce am ieșit și eu de la duș și cu părul ud și n-am chef să-mi fac o freză din aia de om care purta căști. M-am gândit să mai schimbăm un picuț intro, să-l mai diversificăm, că parcă nu mă mai simțeam așa bine să tot zic oameni de pe tot internet. Deși poate revenim noi la chestia aia, cine să știe, cine să știe vreodată. Cine o să știe ce. Limba română nu contează. Hai să alegem oamenii care o să-i punem pe perete în acest minunat episod. Primul, dar nu cel din urmă. Cam supărat tânărul Robby, din păcate. Dar de data asta te iertăm și o să te punem pe perete. Următorul. Felicitări, tinere domn Ilie. Următorul. Episodul 60, să faci un live. Sper să fiu pe perete. Măi, Andrew, nu știu sigur ce să zic eu despre acel live pentru episodul 60. O să fie tot un episod simplu, dar o să facem și câteva live-uri pentru că 100% în 4 episoade nu o să terminăm tot ce avem de făcut pe aici prin chestia asta. Cu apar pe perete. Ioi, săracul de tine. Uite așa apar live-urile pe perete. Felicitări, ce pot să zic. Iată că avem și acești minunați 4 oameni puși pe perete, încă 3 locuri libere, dragii mei, încă 3 locuri libere pentru voi. Și probabil episodul, doamne, probabil peretele ăsta o să-l... Poate o să-l umplem noi cumva pe live-uri. Nu știu, mai vedem. Vedem. Până atunci, în altă ordine de idei, ce-am făcut? Am dărâmat toată biserica pentru că nu mi-a plăcut cum a ieșit. Deloc, chiar deloc, nu-mi plăcea deloc Marta, așa că iar e noapte, fantastic. Bam, bam. Trebuie să mai lucrăm un picuț la paleta de culori care o avem pe aici și mai exact la ce mă refer, la prima și prima dată mă refer la chestiile astea, adică alb cu roșu merge super fain și cred că o să schimbăm toată schema asta la modul ăsta. O să vin acolo. Ăsta acolo și voi astea două albe, uite așa. Parcă arată mai, nu știu, arată mai interesant, deși... Nu știu, e ciudat, oricum e ciudat. Arată mai ok, parcă, dar e ciudat. Și aici, cred că o să schimbăm un picuț și o să punem un albastru pe aici, colo. Chestia aia îmi place cum arată cu alb. Ar fi bine niște covoraș albastru cu alb și, nu știu, poate ceva verde cu alb. În orice caz, albul să fie baza, că albul dă destul de bine ca și culoare. Șparge-te. Deși... Nu știu, parcă mi se părea că arăta mult mai ok așa în carouri decât dungi, dar... Știi, parcă te lovește simetria aia și zici, aaa, carourile vieții, nu prea-mi plac. Nu prea-mi plac carourile alea, deloc. Bun, dragii mei, ziceam de biserică. E bine, am dărmat-o, nu mi-a plăcut deloc cum arăta cu turnul ăla în față și am făcut-o, uite, ceva de genul ăsta. O să avem totuși un turn, dar o să fie, uite, aici în spate, nu o să mai fie în față, o să fie în spate. Cineva mi-o... Oare corbulețul a fost? Nu mai țin minte exact. Mi-a zis pe Discord că ar fi mișto, adică ar fi mișto. Știi că bisericile au naos, pronaos, hectanaos, chectonaos, frectonaos, toate chestiile cu naos. Și așa că, în mod normal, acum, bisericile moderne pe care le avem noi acum, intri pur și simplu în ele... Ai, eu știu, în stânga și în dreapta poate sunt niște turnuri în care Dumnezeu știe ce, sunt niște clopote sau abar n-am ce. După care ai zona propriu-zisă în care stau enoriașii, ca să zicem așa, și după aceea ai zona unei părintele de cântă și așa mai departe. Plus în spate îi chestia aia, camera aia unde se întâmplă toate tainele sacre și mistice și whatever. Așa că în bisericile de mai demult sau bisericile mai micuțe, sate mai mici și așa mai departe, tot avea în spate camera asta, dar acum aici nu o să avem, o să avem numai o chestie cu un lectern, uite acolo, un picuț mai înălțată, ca și un fel de podium, unde să fie practic biserica sau whatnot. Trebuie să facem o ușă la chestia aia și nu știu sigur nici ce să fac. Parcă aș face din acacia. Deși din acacia arată ciudat, mai degrabă jungle, dar nu am jungle pe aici, am spruce numai. Și uite cât e un pic de acacia, ce ar să punem noi toate. What you say about that? Eu zic că e o idee bună. Acum,
pe exterior, avem bineînțeles, dacă stăm să ne gândim așa, un picuț formată din două forme geometrice, practic, toată biserica asta. Avem, putem să zicem, cubul ăsta și cu cubul ăsta alalt, deși nu prea e cub, dar mă rog. Geamurile făcute din trepdoruri de acacia, care arată super tare și se vede prin ele. Genial. Aici în spate, bineînțeles, o să mai vină cumva un geam, dar trebuie să vedem ce și cum și unde, și cred că o să-l facem în formă de cruce, ca să nu se supere doamne pe noi. Am făcut un picuț din interiorul bisericii, aș putea spune chiar că e gata, sincer să fiu cu voi. Adică avem aici lampinioanele care să facă lumină. Nu aș fi pus așa de multe, dar problema e în felul următor. Dacă nu le pun pe astea, aici e light level 7 și există posibilitatea să spawneze ceva și nu aș risca treaba aia. Intrare, țac pac, intri aici înăuntru, te duci sus, electernul și mă rog, am făcut chestia asta aici și nu prea aveam unde să pun scară ca să urcăm în tur, așa că ceva de genul să vină scara, uite aici. Asta e, se lavi. Trebuie să avem undeva și scara ca să putem urca în clopotniță. Cineva a zis să punem un clopot în turnul bisericii. Ei bine, am putea să facem treaba aia, dar mai ar însemna să luăm un clopot de aici. Și nu știu. Am putea. Sau aș putea să mai caut încă un sat și să fur clopotul de acolo. Hello. Ar fi o idee, nu? Acum, altă idee pe care am avut-o, pe care o am eu, de fapt, nu am avut-o, e cum să facem acoperișul la toată chestia asta și mă gândeam să-i facem un outline. Sau, am adus aici niște jungle wood, special pentru această mirobolantă chestie. Și mă gândesc să folosim jungle wood pentru acoperiș. Acum chestia ar fi ceva de genul ăsta. Uite așa. Nu am eu niște scaffolding pe aici ca să mă folosesc de ele, zic și eu. Ce am prea mult la mine? Sand nu-mi trebuie, deci pot să le pun aici. Ok. Din asta aș mai putea să mai pun, uite acolo. Parte și sigur n-am scaffolding pe aici până. Cum să n-am eu scaffolding, bă băiatule, bă. Opa, sus. A, uite așa. Ups. Hup. Ăla-i. Ceva de genul ăsta mă gândeam eu. Chiar dacă textura de la jungle wood nu-i chiar așa de faimoasă și chiar așa de plăcută de toată lumea, Parcă, uite și pe acolo am putea să schimbăm un pic cu parcă alea de sus de acolo cu jungle wood. Nu-i aceeași ca și textura de la acacia, adică nu e chiar așa de roșiatică. Singura problemă acum ar fi cum facem aici. Anță și să vedem cum ar arăta toată treaba asta. Parcă unei. Aveam și de-astea, uite așa. Dă să luăm și de-astea. Parcă arată mult mai bine decât, adică texturi. Mult mai deschisă la culoare. Deși asta dă un contrast mai puternic, asta arată parcă e mai realistic, așa, o liecuță. Nu știu cât de realistic e dacă faci. Acoperișul din, cum zice, din lemn, da. Acum, mă rog, ideea după aceea, cum naiba, o să facem noi aici. Că aici trebuie să vină ceva de genul. Ok. Nu putem pune slaburi. Peste slaburi. Mă rog, steburi diferite. Și asta înseamnă că avem o problemă. Trebuie să modificăm acoperișul cu totul. Ce se uită la mine? Ce ai, bă, băiatul?
Ce ai bă băiatul? Ce ai bă băiatul? Uite, la chestia asta nu m-am gândit. Să facem o diferențiere între texturi, dacă tot suntem aici, până una alta. Pac. Deci parcă după aia e prea mult roșu din ăsta. Prostocaliu roșiatic. Treci acolo și hop, auci. Și acum dacă facem o chestie de genul ăsta și ne urcăm aici. Aleup. Și mai sus. Mai interesant mi se pare că arată cu Jungle Wood-ul. Deși Jungle Wood-ul nu e chiar cel mai folosit lemn ever, dar arată mai ștearsă culoarea, mai altfel. Trebuie să-mi bat eu cap acum rezolvăm problema de acolo, de la acoperișul respectiv. Lăsând biserica la o parte pentru o bucățică de timp, n-am mai făcut mare lucru. Am făcut acoperișul, care arată ceva de genul. Am schimbat între timp și toate nebunile astea pe aici. Bă, tu ce cauți aici? Ești acasă. Așa? Am pus și astea aici ca să nu mai fie chiar atât de multă culoare. Că practic, ăștia, cum le zice, fansgate-urile astea erau pe aceeași culoare cu scândurile. Erau tot din acacia. Și atunci, ca să dispersăm un pic, să rupem pattern-ul cum ar veni de culoare, am zis să schimb și astea. Să le pun de jungle. Am schimbat alea, le-am pus de jungle. Avem acoperișul ăsta frumușel de jungle. Și aici, în spate, avem o cruce. Un geam în formă de cruce. Bineînțeles, dat fiind faptul că sau aș putea să ridic acoperișul cu un acoperișul care arată ciudat după aia dinăuntru. Deși din afară nu se observă chiar așa de tare și nu cred că o să petreacă atât de multă lume timp în spatele bisericii încât să-și dea seama că se vede acolo un picuț ciudat. Doesn't even matter. Bun. Acum, uitându-ne din față, parcă chestia asta e un picuț ciudată. Parcă. Ups. Prea bun pickaxe-ul ăsta, fratele meu. Prea bun pickaxe-ul ăsta. Dar nu știu exact ce să-i fac aici în față. Ca să facem să arate mai ok. Nu știu, dar arăta tare ciudat. Și o să arate încă în continuare tare ciudat toată faza asta. Deși arată într-un fel, na, trebuie să aibă o tentă de ceva aici. Așa o... Dar nu era? Ba, era din altă. Parcă nu era ceva de genul ăsta. Spam, spam. Să sperăm că ne descurcăm. Să sperăm că ne descurcăm. Din avion nu o să se vadă oricum, adică e... Trebuie să avem o arcă, așa, o boltă, o ceva, o chestie, o trestie, o socoteală. Și acum să vedem noi unde să ne planificăm următoarea căsuță. Ce mă gândesc eu, ca în satul ăsta, să avem un fel următor. O să trebuiască să avem o fermă cu grâu și cu tot felul de nebunii de genul ăla. Pe unde am putea să o punem noi pe aia? Și pe lângă ferma de grâu, bine, pe aici uite de exemplu cum e bazarul ăsta, ca să zicem așa, o să avem căsuțe. Deci undeva aici sus ar trebui să fie ferma aia de grâu. Și cartofi și alte cele ce mai creștem noi prin fermele astea. Ne mai trebuie încă o fermă de animale undeva și aia mă gândesc că am putea să o punem. Ferma de animale ar fi un picuț mai mare decât... de obicei, adică decât de obicei, decât restul caselor. Și mă gândesc să o punem undeva în zona aia de acolo, cel mai bine. Și atunci, undeva pe aici să vină ferma de grâu, iarăși ar trebui să fie destul de ferma de chestiile astea, ar trebui să fie destul de aproape de ferma de animale. Dar unde am putea să o punem noi, oare? Aici, nici într-un caz, aici o să vină niște căsuțe. Aici iarăși căsuțe, că e foarte, foarte mică zona asta. Numai aici dacă nu o punem. Undeva în zona asta de aici. Mă gândesc eu că ar fi destul de ok. Tapisoi. Garfield. Și... Oare cât de mare să fie casa? Sau să fie pur și simplu fermă și... În teorie ne-ar trebui o zonă în care să păstrăm toate chestiile astea, deci să fie ca și un fel de storage area, ca și un fel de mini hambar
Ori am putea să facem noi aici un fel de mini hambar. De chestia asta. La telefon, prezent. Sau, na, aici mai bine să vină case. Uite așa. Plasăm înapoi torțele astea pe care le-am spart sălbatic. Ia să vedem aici cât spațiu avem. E tare greu să te apuci să-ți faci niște planuri pe o zonă de genul ăsta. Nu de alta, dar nu prea am mai făcut înainte planuri de genul sau... E un picuț greuț, ca să zicem așa. Știi că mi-a venit o idee deja în cap. Dar trebuie să lăsăm un picuț de spațiu de la astea, deci undeva pe aici să începem toată schema. Și să avem 1, 2, 3, 4, 5, bam, 1, 2, 3, 4, 5, bam, bun, 1, 2, 3, 4, 5, așa. Deci avem un cub momentan, ceva de genul ăsta, ups. Și în cap aici ceva cufere, dacă stau bine să mă uit așa. Parcă da. Ar încăpea niște cufere, chiar și dacă aș face, cred că treaba asta, nu? Ups. Deci chiar și dacă aș face ceva în genul ăsta, tot ar încăpea niște cufere, nu? Cel puțin pe un perete. Bun. Așa și înălțime decât să fie de 1... 2, 3, astea sunt 4, nu? 2, 3, 4, nu cred că are rost să facem mai mare toată schema asta. Sau să facem de 5 pe 5 înălțime. O idee este. Hop! Ăla e. Hop! Așa. Doi, trei, patru, cinci. Mm-hmm. 2, 3, 4, 5. Bun, și acum hai să conectăm chestiile astea între ele. Văd că m-a luat foamea de la cât am picat pe aici, așa am țopat. Uite, ce vroiam eu să fac? Aparent nu o să-mi iasă exact cum vroiam eu, dar nu e nicio problemă. Deci ăsta e un stil destul de ok de a construi case în deșert. Și acum, ce putem noi să facem? Ei bine, putem să mai adăugăm aici încă o schemuță, spre exemplu, de la mijlocul chestia astea, 1, 2, așa, 3, 4, 5, mamă, dar e un picuț cam nasol că, că feng shui aici. Vreau să am aici cât de cât un spațiu mai libertin, un pic să mă pot plimba printre nebunile astea. Și atunci o să facem partea asta la altă, cred că cel mai probabil. Și nu chiar din mijloc, deși ar arăta interesant, dar nu vreau să fac din mijloc. 1, 2, 3, 4 chiar. 1, 2, 3, 4, 5. O să iasă un picuț cam mare, cred că. Vreau să iasă așa mare. Niște chestii de ghidaj. Deci aia e de 5, 6, nu? 6, 7. Poate chiar mai sus, cum să fie 8?
ceva. A rămas fără chestii, trebuie să-i socoteli. Bun. Adică puteți să luați la ce, ce vreau să vă arăt aici și ce vreau să explic prin imagistica mai mult decât prin vorbe, că vorbele aparent mi sunt toate direcțiile când construiesc. Trebuie să mă învăț să vorbesc în timp ce sunt concentrat la anumite chestii pe care le fac eu pe aici. E un lucru destul de important, ca să zicem așa, mai ales când vine vorba despre crearea conținutului, pentru că trebuie să-ți pui în ordine gândurile în timp ce construiești și să fii atent și la ceea ce faci. Deci trebuie să fii cumva, să-ți fie creierul cumva multitasking, da, mai multitasking decât multitasking-ul, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Așa, l-am prins. Super. Și pe tine putem să te legăm. 1, 2, 3, 4. Ai un picuț cam nasol acolo, dar asta este, o să trecem peste. Să trecem peste chestia, că e de 4 blocuri, chestia aia. Uite. Aleiup jos. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Acum, ce am putea noi să facem? Ba, cred că aia am putea să o ducem mai sus un picuț. Uite aici, spre exemplu, o să putem să... Dar în partea asta ar fi un pic... N-ar fi un picuț ciudat oare să fac treaba asta? Hai să vedem. Ba, chiar aș putea să sparg astea de aici. Așa. Și am putea să facem, uite, asta și asta. Ok, pac, pac. Bam, bam, uite așa, pac, pac, bam, bam, pac, 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 bam, bam. Și aici să avem o scară care să ne ducă deasupra, uite aici. Și aici, ba, chiar e ok, pentru că putem să punem la fix o ușă. Ați văzut, mă băieți, mă, ați văzut. Acum, toată schema e, uite aici, să avem cumva o chestie de genul ăsta. Cumva, cumva. Mai luăm din materiale înapoi, că nu prea vreau să stric chiar de multe materiale. Mm-hmm. Și, bineînțeles, că aici nu știu, să vedem noi, o să punem niște... Știu și eu, putem să punem ceva de genul garduri, ca să arate ca și o balustradă, să nu-ți rup gâtul în momentul în care urci sau cobori scările. Zic eu. Bun, bun, bun. Până aici suntem în regulă, suntem ok, suntem fashion. Ok. Aici am putea să... Uite, asta de exemplu putem să o scoatem din uz, pentru că nu o să mai folosim toată treaba asta. Cel puțin nu aici jos. Acolo sus, să zicem că 1, 2, 3. Uite, ups, ceva de genul am putea să facem. Așa, chestiile astea se combină acolo. Bum, 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 bun. Și acum, dacă stăm bine să ne gândim, putem să spargem și asta. Uite așa. Și mai avem încă un spațiu unde putem să stocăm chestii. Ta-da! Ce zici tu de treaba asta? Și asta înseamnă că am putea să spargem, de exemplu, aici. Să facem treaba asta. Și, uite, să facem și treaba asta. Uite așa. Bam! Și putem să ne folosim un picuț de schemele astea. Schemele astea, uite așa. Să facem o chestie de genul ăsta. Și aici sus, chiar o fază, uite așa. Sau ceva care să-i dea un picuț de tentă, de chestie de socoteală. După care... Aici... mijlocul mijlocului să avem o ușă. Da, chestiile aia de acolo arată tare ciudat. Și putem să fac asta. Deși asta cred că ar arăta și mai ciudat. Ups. Sau să avem toată schema asta cu scările mai sus un pic. Ceva de genul. S-ar putea să fie o chestiuță, s-ar putea să fie o chestiuță.
Numai bine acum intrăm pe aici, pam, 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 avem ușa și nu știu, aici putem să avem niște chestii, din coace să avem storage room-ul, ca să zicem așa. Ha! Bine mă, băiatule, mă, bine mă, uite, mă. Ați văzut, pur și simplu, din două cuburi pe care le-am unit, am făcut o căsuță. Dragii mei, astea fiind spuse, cam atâta pentru episodul ăsta din Hardcore Survival. Ne vedem în următorul episod. Până atunci, v-am țucat. Aveți grijă de voi. Ciao, les!